Dunărea leagă și dezleagă țări și destine. Poveștile ei sunt parcă mai multe și mai consistente odată ce se apropie de Dobrogea și de propria delta. Nu departe de Galați, în drumul spre mare, Dunărea primește și dorurile aduse de Prut din Basarabia, cea rămasă dincolo de graniță. Cu dorurile acestea au venit și întâlnirile românilor de pe ambele maluri ale Prutului de la începutul anilor 90. Dorința de unire a continuat în sufletele și intențiile unor participanți și ea a prins viață într-o formă de colaborare universitară. Din Galați au plecat soli către Cahul și apoi spre Chișinău și mai târziu spre Ismail, cu intenția clară de a crea o extensie a Universității din Galați pentru tinerii Basarabiei. Timp de 20 de ani, cu multe întâlniri emoționante, drumuri străbătute, pașapoarte ștampilate și cu mulți studenți și absolvenți, există azi în Galați, în cadrul Universității Dunărea de Jos, Facultatea Transfrontalieră, singura de acest gen din spațiul universitar românesc. De multă vreme, Prutul n-a mai fost o linie de separare, ci un simbol, mai curând un simbol al apropierii dintre cele două țări și dintre cele două nații, practic, având aceeași istorie, aceeași limbă, iar acest lucru a putut fi oficializat în perioada de după 89. În 1998, colegi de-ai mei de la universitate au făcut demersuri pentru colaborarea aceasta minunată. Ideea a ajuns într-un teren fertil pentru că se pare că și din Moldova a fost foarte bine primită, pentru că în zona de sud nu exista o instituție de învățământ superior și atunci dorința noastră de a colabora s-a legat foarte bine cu dorința de a înființa o universitate în sudul Moldovei. Fapt care a dus ca în 1999, la puțin timp distanță, de câteva luni, să se înființeze atât extensiunea universității noastre, cât și Universitatea de Stat din Cahul. Facultatea a început timid, cu specializarea de istorie și cu specializarea de română, apoi matematică. Planurile erau ca Universitatea Dunărea de Jos să susțină cu resurse materiale și, evident, umane, înțelegând prin aceasta cadre didactice, dar și pentru formarea cadrelor didactice de la Cahul, instituția care se crea, și anume ceea ce a devenit apoi Universitatea de Stat Bogdan Petriceanu HD. Nu departe de Galați, dacă o iei pe firul Dunării spre răsărit, ajungi la Ismail. Până acolo, dacă nu ești fir de apă curgătoare, ci doar cetățean deținător de pașaport simplu, trebuie încă să treci trei puncte vamale, deși s-a deschis unul direct între România și Ucraina peste Dunăre cu Bacul, dar este deocamdată funcțional doar pentru camioanele de marfă. De-a lungul Dunării, pe malul stâng, până la Ismail, sunt localități românești în care încă se mai păstrează limba și tradițiile străbune. Acolo au încercat profesorii din Galați să ajungă și să construiască punți care să unească românii de români. Ceea ce însă am putut face încă de acum 10 ani și încă suntem în continuare cu proiectele, a fost să păstrăm legătura cu colegii noștri din Universitatea din Ismail, Universitatea Umanistă de Stat din Ismail. Între timp s-a stabilit un protocol de colaborare și cu Universitatea Mechnikov din Odessa. Colaborările au însemnat participări în proiecte comune, conferințe comune pe care le-am organizat și care au fost un succes extraordinar atât pentru cadre didactice, dar și pentru studenți, pentru că am oferit de fiecare dată modele de bune practici. În ceea ce privește Ucraina, nu există niște acorduri guvernamentale clare cu implicarea Ministerilor Educațiilor din ambele țări. Există o tendință de discuții și de negocieri în acest sens, dar nu există un acord clar, așa că pe studenții din sudul Ucrainei și din Odessa îi putem aduce în Republica Moldova să facă ore acolo. Nu avem în acest moment, legal vorbind, determinat o zonă unde putem să funcționăm după un principiu identic sau similar cu cel din Republica Moldova.
am reușit să aducem profesori de la Universitatea din Ismail la Galați pentru stagii de predare. Iar profesorii de la universitatea noastră au mers acolo și au oferit studenților ocazia să asculte lucruri despre limbă, despre cultura, despre civilizația românească. De asemenea, am fost entuziaști să avem alături de noi studenții Universității din Ismail, care au venit cam în fiecare an pentru câte două săptămâni în fiecare proiect. Am organizat împreună cu ei diverse evenimente culturale. I-am implicat și în sesiunea științifică studențească pe care o organizăm în fiecare an, astfel încât au intrat în relație, au ajuns să stabilească prietenii cu studenții noștri. Din păcate, ceea ce speram noi să se întâmple cu proiectele în acest an, evident că au luat o altă turnură. A trebuit să ne adaptăm așa un pic din mers. Nu se mai pune problema de mobilități academice anul acesta, pentru că, evident, nu putem risca să expunem studenții aducându-i la Galați. Și am mutat inevitabil toate activitățile noastre în mediul online. Administrativ vorbind, strict din punct de vedere administrativ al universității, pentru a respecta un minim de eficiență al activității, pentru că trebuie să ne gândim și la eficiența activității, dacă ni s-ar permite, prin acest bilateral România-Ucraina, am putea să ne dezvoltăm pe sudul Ucrainei. Au trecut mai bine de 20 de ani în care lucrurile nu au fost deloc simple, dar facultatea transfrontalieră de azi și toate proiectele care au fost derulate în Cahul, Taraclia, Comrat, Chișinău și Ismail demonstrează că atunci când există dorința de a realiza o comuniune cu frații de aceeași limbă, totul este posibil. La momentul acesta, ideea aceea frumoasă din 1999 a ajuns să aibă 1600 de studenți. Ceea ce a fost inițial extensiunea, sau mă rog, era numită extensiunea Cahul, a devenit mult mai mult decât atât. Facultatea a ajuns să însemne nu doar Cahul, ci și colaborări cu multe instituții din Chișinău. Noi venim cu propuneri mai multe și dumnealor aleg în funcție de profilul care le este convenabil și care se adaptează la preocupările și prioritățile definite instituțional acolo. Discuția ca să ne acoperim, să zicem, nevoia de cooperare se face de obicei cu câte un rector și de cele mai multe ori cu mai mulți rectori, ca să vedem să nu existe suprapuneri, să existe forma legală de desfășurare a învățământului, să utilizăm resursele umane din universitățile din Moldova, pentru că sunt foarte mulți, sunt multe, multe cadre didactice care sunt la noi cu contract. Și atunci e uneori mai ușor să acoperi orele de la Chișinău, cum facem acum, de exemplu. În marea majoritate le facem online cu profesorii noștri, care nu mai pot face naveta, așa cum o făceau până acum, dar o parte, încet, încet, vom identifica specialiștii din universitățile din Chișinău, în special, dar și de la Cahul și din alte locuri din Republica Moldova, specialiști care, dacă respectă condițiile de calificare, de expertiză impuse de legislația românească, ei vor deveni asociați într-o primă instanță și apoi colegi cu drepturi depline Universității Dunărea de Jos din Galați. Până se limpezesc lucrurile la Odessa sau la Kiev, tinerii care provin din familii românești din sudul Basarabiei istorice pot învăța la Universitatea din Galați, alegând să se înscrie pe locurile destinate românilor de pretutindeni. Acestea sunt deschise tuturor românilor care provin fie din comunități românești, din diferite țări, avem din peste 20 de țări oameni care funcționează și avem locuri speciale pentru ei. Sunt, începând de la țările vecine, să zicem Bulgaria, din fostele republici componente ale Iugoslaviei, sunt oameni care vin din diferite comunități. Avem albanezi care sunt pe locuri de români de pretutindeni, avem foarte mulți români de pretutindeni din Orientul apropiat, care vin, au mame românce și și-au păstrat
apartenența prin sânge, să zicem, la românism. Și atunci ei au cereri speciale, locuri speciale, linii speciale și finanțări speciale din partea guvernului, la care se adaugă finanțările din partea noastră. Încurajăm toate aceste tipuri de comunități. Am avut discuții și în Kazahstan. Acolo am descoperit două, trei comunități românești importante care se luptă să-și păstreze entitatea morală și culturală. În cadrul facultății transfrontaliere există și anul pregătitor, destinat celor care nu stăpânesc destul de bine limba română sau nu o cunosc deloc și vor să studieze în limba română mai departe la Universitatea din Galați sau la o altă instituție de învățământ din țara noastră. Avem în jur de 50 de studenți la anul pregătitor și anul trecut am avut puțin peste 50 de studenți. Atunci când vin în România, vin cu o motivație. Vin cu motivația studiului și atunci știu că timp de un an trebuie să atingă nivelul care să le permită lor intrarea ulterior la facultate. Și atunci sunt foarte motivați și trec peste diferențele dintre limbi, pentru că chineza, turca și româna sunt limbi extrem de diferite și atunci trec peste toate aceste diferențe și se străduiesc și la sfârșit o vorbesc foarte bine. Adică o persoană care pleacă de la zero ajunge să vorbească destul de bine pentru un vorbitor străin limba română pentru a-și continua ulterior studiile. Predau și în cadrul programelor de master, care sunt programe de master pe domeniul filologie, dar și la anul pregătitor pentru studenții străini, anul pregătitor de limbă română pentru studenții străini. Și aceasta a fost marea mea surpriză, că a trebuit să-mi reînvăț cumva limba pe care o vorbesc de când m-am născut, în așa fel încât să o pot vedea din perspectiva studenților, care o aud pentru prima dată, care se confruntă cu foarte multe dificultăți. Trebuie să gândești un pic altfel decât ești obișnuit. Să-ți restructurezi demersul. Și aceasta a fost, practic, marea provocare cu limba română ca limbă străină. Prin urmare, manualele pe care le-am întocmit se bazează pe nivelul de competență lingvistică și se adaptează nivelului fiecărui student. Deci, întâi se face o încadrare într-un nivel de competență lingvistică și apoi se lucrează pentru a îmbunătăți nivelul de competență. Unele dintre materialele pe care le avem aici sunt elaborate în cadrul proiectelor, altele au apărut din nevoia de a ne folosi de niște materiale în predarea limbii române pentru anul pregătitor. Studenții înscriși la Facultatea Transfrontalieră primesc și burse de studiu timp de 10 luni pe an. Există și bursa de echitate care să-i ajute în procesul de învățământ. Bursele pentru studenții Facultății Transfrontaliere se oferă potrivit unei proceduri care este stipulată de către o hotărâre a Senatului, mai cu seamă hotărârea 77 din aprilie 2020, procedură care stabilește modul de acordare a burselor studenților Facultății Transfrontaliere români de pretutindeni din venituri proprii ale Universității Dunărea de Jos. Bursele se acordă studenților Facultății Transfrontaliere pentru accesul la învățământul superior, se acordă studenților din medii socio-economice defavorizate, cât și pentru echitate în învățământul superior românesc. Quantumul bursei este de 65 de euro pentru studenții care frecventează programele de studii de licență și 75 de euro pentru studenții de la programele de masterat. Toți studenții noștri primesc burse 10 luni pe an. Bursă care îi încurajează, trebuie să recunoaștem, pentru că îi ajută să facă deplasarea din satul sau din orașul care e mai aproape sau mai departe de localitatea în care suntem noi către facultate. Uneori îi ajută pentru și într-un alt mod, pentru că mulți dintre studenții noștri sunt studenți și la universități din Republica Moldova. Ori în Republica Moldova procentul între locurile bugetate la facultăți și locurile cu taxă e invers cumva decât la noi și atunci ei folosesc bursa pe care o iau la universitatea noastră cumva și ca să-și acopere cheltuielile de acolo.
ceea ce îi face niște copii extraordinari, pentru că se străduie foarte mult să ne și recompenseze pe noi cadre didactice, să arate că nu vin la școală doar pentru bursa aceea. De cele mai multe ori au rezultate foarte bune și la universitatea noastră și la universitatea la care studiază în Republica Moldova. Și atunci, în schimb, și noi ca profesori suntem cumva obligați să fim alături de ei și să dăm cât mai mult din ceea ce putem noi oferi. Când toate proiectele sunt în mișcare și procesul de învățământ decurge în mod normal, se întâmplă ca totul să se oprească și școala să se mute în mediul virtual. Evident că problemele au început să apară, dar au fost rezolvate, demonstrând că bunele intenții te ajută să găsești soluții și în situațiile complicate. Așa că profesorii și studenții de la Facultatea Transfrontalieră au găsit oportunități și nu probleme de nerezolvat în cadrul impus de restricțiile pandemiei de coronavirus. Din fericire, sufletul, chintesența acestor parteneriate nu a fost afectată în niciun fel. Ba chiar aș putea să spun că s-au întărit anumite legături pe căile pe care le puteam permite în stare de pandemie. Adică am redus foarte mult numărul de deplasări, am mers pe online în cea mai mare parte, dar, de exemplu, am avut chiar întâlniri și online și fizice cu rectori ai universităților din Republica Moldova, intensificăm legăturile cu universitățile tehnice, menținem legăturile cu celelalte universități, iar acum de curând am semnat un acord prin care universitatea va avea o reprezentantă permanentă la Chișinău, limitându-ne la drepturile legale de deplasare pe care le-am avut. Am întărit legăturile astea și am avut acorduri semnate în ultimele 2-3 luni de zile, mai multe decât toate celelalte care au fost în trecut. Din 2015 au fost inițiate mai multe proiecte de către doamna decan Gina Necula, scopul fiind eficientizarea predării limbii române în școlile din unitatea administrativ-teritorială Găgăuzia și din raionul Taraclia. Anul acesta, în contextul dificil cu care ne confruntăm, am adăugat în acest proiect o componentă legată de software educațional. Deci vom construi, vom elabora o platformă care va da și posibilitatea efectuării de cursuri online, posibilitatea evaluării online, se vor putea adăuga calificative, aprecieri, dar vor exista și niște materiale deja realizate care vor sprijini cadrele didactice în desfășurarea cursurilor și care pot fi folosite drept model pentru elaborarea altor materiale. Deci am gândit această activitate ca un punct de plecare pentru o platformă ce se poate dezvolta ulterior, în așa fel încât să se poată preda online fără ca elevii să simtă această sincopă foarte dureros. Pandemia a schimbat cumva relația cu studenții, dar nu în rău. Ei resimt distanțarea aceasta și spațiul virtual ca pe o distanțare care există. Dar cu toate acestea, mi se par mai implicați, mai receptivi, mai dornici de a ne vedea și mai apropiați. Pentru că, până la urmă, sfera aceasta online ne oferă multiple resurse pentru învățare pe care noi le putem exploata. Are și neajunsurile ei, dar face parte din societatea contemporană și ne ajută în contextul acesta să ne derulăm în continuare activitățile. Noi încă tânjim după contactul față în față cu studenții noștri, să ai puterea și, nu știu, ocazia de a argumenta în fața studentului și de a vedea în ochii lui dacă ceea ce spui tu ca profesor are impact asupra studentului. În schimb, ceea ce am simțit este că nu s-a diminuat, să zic, din entuziasmul colaborării noastre cu ei sau a lor cu noi, pentru că mi s-a întâmplat ca, venind de la Chișinău, trecând prin Comrat, mașina noastră fiind la semafor, să mă uit pe trotuar și în dreptul mașinii noastre să fie una dintre studente.
a alergat după mașină. Și apoi, fiindcă n-am reușit, trebuia să trecem de trecerea de pieton, n-am reușit să opresc, să vorbesc cu ea, mi-a scris imediat pe Facebook și a zis, nu voiam nimic decât să vă salut, mi-era tare dor. Am simțit așa, evident, că mă scurnici acum, mă simt foarte bine. Și mi-am dat seama că nici pentru ei nu e ușor, cum nu e ușor nici pentru noi. Până la urmă, suntem ființe sociale și suntem obișnuiți să primim feedback pentru tot ceea ce facem, pozitiv sau negativ. Diploma obținută după absolvirea cursurilor facultății transfrontaliere le permite absolvenților să lucreze în România, în țările din care provin, dar mai ales în diferite țări din Uniunea Europeană. Pentru cei care sunt în Republica Moldova, evident că sunt diverse răspunsuri. Sunt studenți care, absolvenți care aleg să rămână în Republica Moldova și care își găsesc drumul la ei acasă, să spun așa. Sunt absolvenți care aleg să vină în România și evident unica al căror vis a fost dintotdeauna să folosească această diplomă pentru a ajunge în alte state ale Uniunii Europene. Din ce am aflat de la ei, cei mai mulți ar vrea să se întoarcă în țările lor. De exemplu, dacă i-am întrebat pe cei din Turcia, ar vrea să se întoarcă în Turcia, pe cei din Maroc ar vrea să se întoarcă în Maroc, avem și marocani. Acum nu știu dacă ajung înapoi în Maroc sau se opresc în Franța sau merg în Franța, de exemplu că un marocan mi-a zis că el și-ar dori în Franța să meargă, dar sunt și unii care rămân aici, eu știu, ucraineni, de exemplu, și-ar dori să rămână unii dintre ei în România și să continue aici să evolueze profesional. Facultatea transfrontalieră a fost întotdeauna flexibilă cu programele de studii pe care le-a derulat. La modul la care a trebuit să învățăm să ne adaptăm publicului pe care îl avem în Republica Moldova. Evident că dinamica admiterii a arătat în fiecare an dacă o specializare este sau nu este necesară, dacă este sau nu este căutată de către studenții noștri. Și atunci, în funcție de opțiunile lor, am înțeles dacă un program de studii trebuie să mai rămână, să zic așa, în oferta educațională pentru următorul an. Anul acesta am avut la admitere 8 programe de studii de licență și 12 programe de masterat. Amintirile împletite cu lacrimi și cu val de Dunăre mereu știutor de povești de viață șoptite sau plânse de-a lungul milelor străbătute în drumul către mare ne-au purtat și pe noi printr-un galați tomnatic și aproape pustiu, unde pe strada domnească la numărul 111 există Facultatea Transfrontalieră. Singura instituție din România care adună faptic și virtual studenți și profesori din Republica Moldova, din Ismail și de oriunde mai vorbește cineva în limba română, într-o comuniune a faptelor bune, ca o demonstrație că podurile de flori din anii 90 își continuă intenția și existența și în mediul universitar.